O promovare timidă a evenimentului, dar și lipsa de interes din partea fermierilor ar putea fi cauzele eșecului lamentabil al sesiunii de informare organizată astăzi la Sala Mare a Consiliului Județean de Oficiul Județean de Plăs pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. În plus, înainte de întâlnirea programată azi, reprezentanții instituției au mers în caravană prin mai multe comune buzoiene, unde au stat de vorbă cu anumiți fermieri informați cu această ocazie despre atragerea de fonduri europene. Nici măcar puținii participanți la sesiunea de astăzi nu s-au arătat mulțumiți de discuții. În mediul site-ului, lucruri în plus nu s-au spus, în afară de final legat de sesiunea 2014-2020. În principal pentru aceasta am venit, eram interesat să aflu mai multe detalii legate de următoarea sesiune pentru începerea unui proiect, ca și tânăr fermier, însă mai așteptam până în noiembrie. Personal consider că un rol important l-ar avea primăriile din localități, adică și aceste mape ar fi de folos dacă ar ajunge în cadrul lor, iar persoane competente să le distribuie către cei care au nevoie, care știu și ei, pentru că au o situație centralizată acolo și știu cine investește și cine își dezvoltă un proiect sau cine ar vrea. Cum vi s-a părut sesiunea de astăzi? Slabă. Foarte slabă. Deci nu a fost la obiect. Mă așteptam la cu totul și cu totul altceva. În loc de explicații cu privire la audiența slabă de la sesiunea de azi, responsabilii Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit au precizat că până acum au mers în 41 de comune buzoiene, unde în medie 50-60 de persoane ar fi participat la discuții despre fondurile europene ce pot fi atrase în sectorul agricol. Se dorește în principal diseminarea informațiilor în rândul potențialul atât a potențialelor beneficiari, cât și a celor care derulează în prezent proiecte prin PNDR. În rest, în județul Buzău au fost vizitate de către promotorii campaniei 41 de comune și a fost o medie în jur de 50-60 de participanți la fiecare eveniment. În continuare urmează o derulare a campaniei în încă 50 de comune. Și în perioada următoare, caravana fondurilor europene pentru satul românesc va continua periplul prin județ pentru a oferi informații legate de proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.